rămâneți în picioare ca să citim din Biblie pentru slava Domnului și pentru învățătura noastră. O să recitim textul biblic pe care l-am citit și joia care a trecut, respectiv 1 Corinteni, capitolul 10, versetele de la 1 la 12. 1 Corinteni 10, primele 12 versete. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nord, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nord și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele pe care, cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care a venit sfârșiturile veacurilor. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile, frați și surori. Ziceam că suntem bucuroși pentru harul pe care ni l-a dat Dumnezeu și pentru o nouă ocazie, o nouă experiență să fim împreună în fața acestei cărți pe care o deschidem, știind, crezând, fiind convinși de faptul că este mesajul lui Dumnezeu pentru noi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul acesta care ne îmbogățește și ne schimbă viața. Revenind la textul pe care l-am citit, stimată biserică, aș vrea să surprindem versetele 6 și 11, care spun același lucru. Respectiv, lucrurile care li s-au întâmplat lor, nouă ne folosesc drept exemple din care putem învăța. Și această învățătură este necesară pentru noi. Și apostolul spune ce li s-a întâmplat lor. Și dacă vă uitați la primul dintre cele patru păcate cardinale pe care le amintește Pavel aici, primul dintre ele este în versetul 7. Să nu fiți închinători la idol ca unii dintre ei, după cum este scris. Și acum urmează un verset din Exod 32:6. Vă mai aduceți aminte unde se afla poporul evreu în raportul cărții Exod din capitolul 32 cu versetul 6? Se aflau la poalele muntelui Sinai. Au ieșit din Egipt la începutul cărții, au cărătorit 3 luni și s-au oprit la poalele muntelui Sinai. În capitolul 20, Moise se urcă pe munte și sunt cel mai probabil 5 urcări și coborâri. Și Moise se urcă pe munte și primește cele 10 porunci, Deca, 10, Decalogul. Cu el merge Iosua, care nu urcă până în vârf și rămâne undeva, probabil pe la jumătatea muntelui sau mai sus. Mai jos decât Iosua rămân cei 70 de bătrâni și se întorc Aron și Hur, cele 2 persoane, fratele lui Moise și încă un bărbat, pe care Moise îi trimite să meargă în cele 40 de zile pe care el le petrece pe munte, să meargă și să aibă grijă de tabără, de popor, de aproximativ 3 milioane de oameni. Erau 60.000 numai de bărbați. Ei, frați și surori, fiind acesta contextul pe care Pavel îl amintește, aș vrea să întoarcem paginile Bibliei până la Exod 32. Dacă vă mai aduceți aminte, joia trecută am rămas aici și acum o să reluăm gândurile din Scripturi și o să ne deschidem inima pentru ca să învățăm ceea ce Domnul crede că este bine și folositor pentru noi.
În seara aceasta, vorbind despre primul dintre cele patru păcate prezentate de Pavel, aș vrea să mă opresc și în joia aceasta, ca și în joia trecută, la primul dintre ele, respectiv idolatria. Aș vrea în primul gând să vorbesc despre organizarea idolatriei. Pare ciudat că poporul lui Dumnezeu organizează să fie idolatru. Dar să știți că orice păcat pe care îl fac oamenii, dincolo de cele accidentale sau reacționale, sunt păcate organizate. Oamenii organizează să fure, oamenii organizează să facă tot felul de prostii pe care le fac. Și idolatria este un păcat organizat. Și o să citesc acum cuvântul Domnului de la versetele 1, deci suntem în capitolul 32 din cartea Exodului. Poporul, văzând că Moise zăbovește să se pogoare de pe munte, de ce a zăbovit? Pentru că Dumnezeu l-a ținut pe munte 40 de zile și 40 de nopți. O lună și jumătate aproape. E un timp scurt? Oh, nu! Imaginați-vă că ei nu erau acasă, ei erau un pustiu, ei erau niște oameni dezorganizați, ei erau niște foști sclavi cu 3 luni în urmă. Ei aveau cu ei copii și bătrâni, oameni care mureau, copii care se nășteau. Aveau tot felul de frământări, tot felul de discuții, numai ce trecuse peste biruința lui Amalec. Ei erau în călătorie. Dacă mergi cu soția în călătorie, să te aștepte soția o lună jumate e mult, dar să te aștepte 3 milioane de oameni. Și Biblia surprinde în aceste 6 versete pe care eu vreau să le citesc câteva aspecte care explică felul în care s-a petrecut idolatria. Și prima parte este următoarea. Poporul, văzând că Moise zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron și a zis: cine era Aaron? Fratele lui Moise, care a coborât de pe munte, că Moise l-a trimis, du-te și ai grijă de popor. Și o să vedeți în ce fel a avut grijă de popor. Așa au unii grijă de lucrurile pe care le încredințăm, copiii noștri, proprietățile noastre sau altceva. Așa, exact cum a avut Aaron grijă de popor. S-au strâns în jurul lui Aaron și a zis: haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, că Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Ce se întâmplă? Aaron și Hur ajung la popor. Și nu trece mult și poporul își pierde răbdarea, merge la Aaron, pe care îl recunosc ca un lider, și îi spun următorul lucru: domnule, fă-ne un idol. Avem nevoie de un Dumnezeu. Noi nu putem să fim fără Dumnezeu, că ne e teamă fără Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu între noi ne dă siguranță. Inițiativa organizării idolatriei a venit de la popor. Fraților, unii se supără pe noi că nu vrem să facem, să mutăm mai încoace sau mai încoace. După unii, amvonul ar trebui să fie acolo, în locul fanfarei. După alții, ar trebui să fie în locul corului. Din bancă, multe lucruri par diferite de cum sunt de fapt. Când nu ești într-o mașină în care a fost implicată într-un accident, zici așa: wow, dacă eram eu în locul șoferului, eu frânam, eu trăgeam de volan, eu zburam. Așa ni se pare nouă dacă am fi fost în locul șoferului. Dacă ne uităm la un meci de fotbal sau de orice altceva, nici nu înțelegem de ce n-a dat ăla gol. Vai, dar ce nepriceput e. Păi eu dacă eram, dăteam 2 goluri cu o minge odată. Ei, și poporul merge la Aaron și spune următorul lucru: fă-ne Dumnezeu. A fost inițiativa lor. Și acum trecem la al doilea aspect al citirii noastre. Aaron le-a răspuns: scoateți cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-i la mine. Toți și-au scos cerceii de aur din urechi și i-au adus la Aaron. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Aurul l-a încălzit și l-a turnat în formă de vițel, pentru că vițelul era zeul egiptenilor. Vedeți că fiecare om se închină și se idolatrizează în contextul experiențelor lui. Cine vine din India se închină la vacă. Cine vine din Egipt se închină la vițel.
cine vine dintr-o altă țară, la mormoloci, la icoane, la statui, la picturi, fiecare om se chină în contextul experiențelor lui. Fiecare om are o experiență de viață și dincolo de experiența lui de viață, el crede că nu mai e nimic. Toți oamenii cred că lumea întreagă este lumea lui. Fiecare om are o lume, însă între lumea noastră, care e cât un bob de nisip, și între lume, între cosmos, e o diferență enormă. Observați că Aaron s-a conformat. Aceasta nu e atitudine de lider. Partea numărul 3. Și ei au zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Cine? Vițelul. Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat: mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. Observați că Aaron acceptă dorința poporului și dintr-o dată o oficializează dându-i o semnificație spirituală. Face un altar și face un serviciu divin la nivelul lor de atunci. Fac o paranteză. Puteți să vă imaginați de aici un avion care pleacă și zboară și puteți să vă imaginați că ajunge acolo deasupra corului la perete, în vârf de tot. Cum se numește linia aceasta? Se numește o linie diagonală în ascensiune, care urcă, pleacă de aici și merge până la tavan. Ei, imaginați-vă că aici e Geneza și acolo unde am spus la capăt este Apocalipsa. Și Iefta, de care vorbea fratele Silviu mai devreme, de la Geneza în Judecători, se află undeva aici. Ei, de la Judecători până dincolo de Apocalipsa, unde suntem noi astăzi, biserica, toată revelația aceasta Iefta n-a avut-o. El a avut numai ce s-a scris în cărțile de la Geneza până la Apocalipsa. Ei, acum când vorbim de Exod, vorbim și de mai puțin. Pleacă avionul de aici, e Geneza, și aici este Exod. Numai atâta revelație au avut oamenii aceia. Ei au știut două, trei lucruri. E ca și cum un copil moare la 2 ani. Ce știe la 2 ani? Da, dacă moare la 10, un pic mai multe lucruri știe. Da, dacă moare la 20, un pic mai multe. Dar dacă trăia până la 80, wow, câte lucruri a pierdut. Apocalipsa e la 80 de ani de viață, ca și când comparăm revelația lui Dumnezeu cu vârsta unui om. Să nu mai judecăm oamenii din Vechiul Testament la nivelul revelației de astăzi, că ei n-aștiu ce știm noi. Ei n-au avut Apocalipsa, n-au avut epistolele, n-au avut evangheliile, n-au avut faptele apostolilor, n-au avut psalmii, n-au avut proverbele, Eclesiastul, Cântarea Cântărilor, prorocii mari și mici. Ei n-au avut nimic din toate astea. E ca și cum noi am avea doar atâta din Biblie. Dacă am avea doar atâta din Biblie, partea asta care o ridic, ce am ști despre Dumnezeu? Aproape nimic. Pentru că ia uitați cât este aici, pe care oamenii ăștia n-au avut-o. Să nu mai judecăm oamenii de aici ca și cum ar fi avut partea asta a Bibliei, că ei n-au avut-o. Această parte a revelației, aici e Iefta și aici este Exod, această parte a revelației a venit după perioada în care ei au murit. Deci ei n-au avut toată această revelație a lui Dumnezeu, care a fost la nivel de proces. Dumnezeu în fiecare generație a spus câte ceva, câte ceva, câte ceva, câte ceva, câte ceva. Și după ce au murit ei, Dumnezeu a spus în toate generațiile de atunci până acum toate cevaurile care le avea de spus. Când vorbim despre Iefta, când vorbim despre David, când vorbim despre Exod, când vorbim despre un moment din Scriptură, trebuie să acceptăm că oamenii n-au știut nimic mai mult decât ce s-a spus de la Geneza până în dreptul lor. Să nu mai punem întrebări care pot fi puse numai în dreptul nostru, care cunoaștem revelația. Ei au avut o revelație de la Geneza până la ei. Așa trebuie să gândim cu mintea unor oameni care nu știu nimic mai mult din Biblie de la ei încoace. Numai atunci suntem niște interpretatori cinstiți și fideli. Să nu punem în cârca lui Avram că de ce și-a adus copilul ca jertfă, că doar nu-i voie. Păi în vremea lui era voie. Că încă nu venise Dumnezeu să spună că nu-i voie. Care erau poruncile care fusese rădate până în vremea lui Avram? Doar câteva. Avram nu știa cele mai multe lucruri pe care le știm noi astăzi. Că marea revelație a fost dată după ce Avram a murit. Acesta este un principiu fundamental de hermeneutică. Hermeneutică însemnând capacitatea, să nu-i spun știința, de a înțelege, de a interpreta, de a tălmăci scripturile.
suntem cinstiți dacă abordăm Biblia așa. Să nu-i facem pe toți prezenți în generația noastră, chiar dacă au murit acum 3-4 mii de ani. Închidem paranteza și revenim. Partea numărul 4 pe care vreau să o citesc. Versetul 6. A doua zi s-au sculat dis de dimineață și au adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. Atenție! Poporul a așezut, a mâncat, a băut și s-a sculat să joace. Să joace ce? Să danseze. Știți că într-o biserică din vecini, de aici de lângă noi, la Revelion, a fost organizat un dans? Și știți că sunt oameni de la noi, de la biserică, care merg să se închine acolo? Știți că nu li se pare deloc ciudat? Știți de ce am citit textul acesta? Ca să scot în relief următorul lucru. Fiecare păcat pe care un om și-l permite astăzi, s-ar putea să nu fie foarte grav. Dar acel păcat îl conduce la un păcat care vine mâine. Și păcatul de astăzi și cel de mâine conduc la un păcat care vine poi mâine. Asta se numește un șir de lucruri pe care nu le faci pe toate într-o zi, că ți se par prea grave, prea vinovate. Dar dacă le împarți pe bucățele, ca și o pâine. Dacă vrei să mănânci o pâine odată, nu poți, că te nești și mor cu ea în gât. Dar dacă o tai așa, cât un dumicat, nu e așa că o poți mânca? Asta se numește legea insuficienței permanente. Ce spune legea insuficienței permanente? Spune că ce astăzi te satisface, mâine nu te mai satisface. Astăzi îți permiți un pic și zici, mă simt vinovat că am făcut asta, dar totuși nu-i mult. Sau zici, dar ce frate, nu scrie în Biblie că ăsta nu-i nici alb, nici negru, e cenușiu. Dar știu încotro merg lucrurile cenușii spre negru. E adevărat că nu astăzi. Astăzi e doar pasul cenușiu, dar mâine apare pasul negru. Și apoi mai urmează un pas, și apoi mai urmează un pas, și apoi mai urmează un pas. Și peste o lună sau un an te trezești acolo. Ai putea să faci un pas de acolo până acolo? Nu! Dar dacă împarți pe bucățele, pe dumicăți, bineînțeles. Ei, când oamenii gândesc, ei nu văd unde-i duce pașii aceștia. Ei analizează doar un pas în sine și spune, ai domne că nu-i mare filozofie că a făcut așa, că doar n-a omorât pe nimeni. E adevărat că n-a omorât pe nimeni, dar gândește-te că mâine va mai face un pas, pentru că dacă n-a avut minte să se oprească și să nu-l facă pe ăsta, nu va avea minte să se oprească nici pe ăsta să-l facă și nici pe ăsta și se duce până cel mai jos unde se poate coborâ. Oamenii ai lui Dumnezeu, nu analizați viața în prisma unui pas, ci în prisma călătoriei tuturor pașilor. Nu mai spuneți că e bine să mergi la discotecă, că dacă te duci nu bei și nu dansezi. Dar ce faci? Stau și eu rezemat așa de-un zid. Ascultă-mă, te duci și stai rezemat de-un zid. Dar pentru că astăzi diavolul a avut puterea asupra ta și te-a târât până în camera discotecii și te-ai bucurat că n-ai dansat, duminica viitoare te vei duce ușor, că ai mai fost odată, cunoști drumul. Și acum vei mai face un pas, nu mai stai rezemat de zid. Începi și te frichini, începi și te joci. Că vinovăția cu apariția în sală ai simțit-o duminica trecută și acum e un nou duminicat de rușine și de vinovăție, care e singur, nu-i toată pâinea. Și la urmă te îndrăgostești de o fată și la urmă loc să te duci acasă, te duci cu ea nu știu unde și la urmă și lista continuă și te-au crescut doi părinți, te-au educat să nu faci prostii, să nu fumezi și să n-ai relații înainte de căsătorie și i-ai făcut de rușine, de leere, groază să mai intri în adunare și totul a plecat că te-ai rezemat de zid și mi-ai zis mie dacă te-am atenționat și ce frate păstor e păcat că stau rezemat de zid în discotecă fără să-ți dai seama că tu nu o să te oprești acolo. Că omul nu se oprește, trage un fum, fumează o țigare, își cumpără un pachet și e condamnat pentru restul vieții să fie fumător. Tot începe cu un fum. Mă duc să beau o bere, păi nu-i putea să bei două odată, sigur că cu una începi. Am vrut să spun, frați și surori, că oamenii ăștia nu și-au propus să danseze, dar au ajuns la dans. Nu și-au propus să se îmbete și nici să mănânce într-o sărbătoare mizerabilă. Nu, ei și-au propus să-l aștepte pe Moise. Ei de-aia erau acolo, l-așteptăm pe Moise. Și unul dintre ei, mai cu multă răbdare, a spus, bă, oameni buni, dar nu vă supărați, mă, de 40 de zile? Ăla ce face pe munte?
probabil că s-a rătăcit, l-a mâncat furnul sau cine știe cu cine stă pe acolo să distrează, iar noi l-așteptăm aici. Că dacă erau duhovnicești, ei spuneau așa, dacă l-a chemat Dumnezeu, hai să-i dăm timp lui Dumnezeu să vorbească cu Moise. Ei nu vedeau până în vârful muntelui că Dumnezeu scrie cu degetul pe niște pietre și pe față și pe spate, cele 10 porunci. N-au știut că ceea ce în Exod este scris de la capitolul 21 până la 31, Dumnezeu a spus lui Moise. Sigur că i-a luat 40 de zile, nu din punct de vedere al lui Dumnezeu, că lui Dumnezeu îi trebuie o secundă să facă toate astea, din punct de vedere al lui Moise, Dar pentru că ei gândesc firește, n-au înțeles lucrurile duhovnicești care se fac pe munte. Și astăzi e la fel. Se uită firește, râd, disprețuiesc, vorbesc prostii și alții stau și ascultă ca la televizor. La fel. Pentru că atunci când nu ești un om duhovnicesc, nici nu-ți imaginezi ce să facă Moise 40 de zile pe munte, Doamne. Ăsta cine știe pe unde face plajă și noi l-așteptăm aici. Pentru că nu gândești duhovnicește și pentru că nu gândești duhovnicește, vrei un Dumnezeu. Și au început puțin câte puțin și puse cap la cap, au avut în fața lor un vițel din aur, s-au îmbătat și au început să danseze. Așa au organizat ei un serviciu divin. Organizarea idolatriei. Aron a fost primul mare preot în Israel și purtătorul de cuvânt al lui Moise, datorită abilităților de a vorbi. Iată biografia lui. Cartea Exod până la Numeri, chiar și în Evrei, vorbește despre Aron. Aron a fost mare preot, a fost un om cu o lucrare bună, dar asta nu înseamnă că nu a făcut greșeli și păcate. Unul dintre ele este cel pe care eu îl tratez în seara aceasta. Aș vrea să spun câteva vorbe despre legalizarea idolatriei, pentru că poporul a organizat-o, dar Aron a legalizat-o. Ei nu puteau să o legalizeze, că numai preotul legalizează. Poporul poate să inițieze, poate să vrea, poate să propună, dar preotul e cel care acceptă sau nu acceptă. Din întâmplarea prezentată aici, înțelegem că idolatria organizată de popor a fost legalizată de Aron. Și Biblia îl prezintă pe Aron ca un vorbitor bun, dar ca pe un lider slab. Noi avem impresia că oricine este vorbitor iscusit, este și lider iscusit. Dar Biblia ne prezintă că Aron, deși vorbea perfect, că Dumnezeu i-l-a recomandat lui Moise ca pe fratele său, să îl aleagă drept purtător de cuvânt, că vorbea coerent și impecabil, el însă a fost un lider slab. 40 de zile i-au fost suficiente să distrugă poporul acesta și, cum vom vedea puțin mai târziu din text, să îi reproșeze Moise următorul lucru. Moise îi spune așa: ce ți-a făcut poporul ăsta de a adus asupra lui un păcat așa de mare? Erau frați. Moise a văzut că poporul era fără frâu, fiindcă Aron îl făcuse fără frâu. Un om care vorbește impecabil, e un lider așa de slab, încât cum se ridică unul din popor și îi spune o propunere, el: da să trăiți. Și nouă ni se pare că s-ai băiat de treabă, că colaborează. Colaborează? Aron a colaborat. Moise, când a fost lider, a făcut ce i-a spus Dumnezeu, a făcut ce i s-a părut că e drept și bine. Când a venit Aron, el s-a aplecat și la recomandările poporului a făcut un vițel. Și nenorocirea continuă. Ce vreau să spun în seara aceasta este faptul că dacă Aron n-ar fi rămas singur, noi n-am fi știut niciodată ce defecte are, pentru că era protejat de Moise. Moise era primul om, Aron era printre ceilalți din echipă, să zicem al doilea, și n-a avut niciodată posibilitatea să fie totul pe el. El a stat în spatele lui Moise. Dar observați că Moise pleacă pentru 40 de zile și rămâne Aron. Și când vine poporul cu sugestia, nu mai e Moise acolo să spună nu, și Aron ia singur decizie. Iar decizia pune în evidență, deși calitatea lui de bun vorbitor, defectul lui de bun lider. Liderul unui grup de oameni trebuie să fie mai mult decât un predicator iscusit. Trebuie să fie un om cu coloană vertebrală, un om cu discernământ și un om care atunci când este spus de spus nu, spune nu indiferent cine se supără, și când e spus da, spune da, indiferent cine se supără.
Pentru că poporul nu trebuie condus după cum vrea poporul, poporul trebuie condus după cum vrea Dumnezeu. Că n-a ajuns poporul Dumnezeu și Dumnezeu robul. Moise a știut asta, dar Aron nu. El a fost mare preot, el se ocupa de slujba înaintea Domnului. Dar când a fost vorba să fie pusă presiunea poporului pe el, el n-a avut tăria aceea de caracter să spună nu. Ba din rușine, ba din frică, ba din silă, nu știu de ce, a spus da. Vă puteți imagina că marele preot, care trebuia să-l prezinte pe Dumnezeu poporului și pe poporul lui Dumnezeu, a făcut un vițel din aur ca să se închine poporul la vițel, ăsta este mare preot? De ce Moise n-a făcut așa și Aron, fratele lui? Pentru că unul a avut darul să conducă, la asta l-a chemat Dumnezeu, iar altul nu. Frații mei, după cum există dar de proroc și după cum există dar de vorbire în limbi, tot la fel există un dar de a conduce. Când stai în bancă, ți se pare că ai vrea să critici, să vii cu alternative, cu sugestii, cu recomandări, dar nimeni nu știe cum e înainte de a fi. Ceea ce vreau să spun în această seară în încheiere, că timpul a expirat, este faptul că primul mare preot pe care l-a ales Dumnezeu ajunge să nu mai conducă poporul la Dumnezeul care l-a pus în slujbă, ci să-l conducă în fața unui vițel din aur care l-a făcut din cercei și din brățările fetelor și nevestelor din popor. Vă puteți imagina un astfel de Aron, un astfel de mare preot? Cât de ușor este să facem lucruri care conduc poporul lui Dumnezeu la destrăbălare, la un libertinaj fără limite, la o viață de păcat lipsită de sfințenie, lipsită de reguli, lipsită de direcție, lipsită de viziune. Este așa de ușor. Este așa de greu să mergi pe calea cea bună și dreaptă și poporul acesta să ajungă acolo unde l-așteaptă Dumnezeu, în locul unde curge, unde curge lapte și miere, adică în Canaan. Aș vrea să ne oprim acum și să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm Dumnezeu să ne dea minte înțeleaptă, influența noastră asupra bisericii să fie una pozitivă, să acceptăm și să recunoaștem autoritatea și suveranitatea lui Dumnezeu de a-și conduce biserica și de a ne folosi și pe noi să mergem drept, împlinind în felul acesta voia lui Dumnezeu și păstrându-ne mântuirea pe care ne-a oferit-o Domnul Iisus. Stimații mei, vă chem să ne rugăm Domnului. Haideți să ne ridicăm.